găsit la Jurnal Economic. Conform datelor statistice, indicele producției industriale a crescut în primele două luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut cu 6,7%, în timp ce pentru cifra de afaceri creșterea a fost de peste 25%. Vorbim aici de județul Mureș. O evoluție constant pozitivă are și turismul mureșean, de care suntem mândri pe bună dreptate. În ianuarie și februarie au vizitat județul 44.000 de turiști, iar majoritatea au și înoptat în unitățile de cazare locale. Statistica arată că economia județului a avut o evoluție pozitivă în ultimii doi ani, la fel și veniturile, salariul mediu net fiind de 1.330 de lei. Cu toate acestea, câștigul salarial real, calculat în raport cu indicele prețurilor de consum, este în permanentă scădere, spune șeful Direcției Județene de Statistică Mureș, Ioan Matei. Categoria socială pentru care veniturile nu au crescut deloc în ultimul an sunt pensionarii, pensia medie fiind tot de 740 de lei. În primele două luni din acest an, peste 100 de firme mureșene și-au suspendat activitatea, ori au fost dizolvate, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului. Alte 360 au fost radiate, în creștere cu peste 30% față de aceeași perioadă anului trecut. Deși la nivel național, numărul firmelor nou înființate este cu 33% mai mic față de anul trecut, în județul Mureș situația stă exact invers. Multe firme s-au reactivat, în timp ce altele s-au transformat din SRL-uri în PFA-uri pentru a nu plăti taxe mari. Cele mai multe IMM-uri mureșene doar supraviețuiesc, multe lucrând în pierdere. Peste 23.500 de agenți economici sunt activi la această dată în județul Mureș, dintre care mai mult de o treime sunt persoane fizice. La nivel național sunt peste 1 milion de agenți economici activi. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere!